Doamne, cum a ieșit pâinea asta făcută de Damaris și de doamna Paula. Am înțeles că este rețeta doamnei Paula, dar arată într-un mare fel. Deci, sincer, nu cred că am văzut pâine de casă să arate atât de bine. De obicei, bunicii mei o făceau rotundă cumva și era alt fel de pâine, un pic așa, nu știu, mai cojoasă, mai diferită, dar pâinea asta n-am cuvinte, deci doamne, doamne, mi-aș dori și eu, doamna Paula, măcar o dată pe săptămână, nu, deci n-am, am apă în gură, salivez efectiv, băieții mâncau cu alimente și spuneau că o mănâncă ca și pe chec, nici nu mai contează că e pâine, ar mânca-o goală și atât. Valentin iarăși se abține. Nu-l înțeleg de ce se abține, pentru că ar trebui să mănânce, indiferent că el spune că dacă se apucă acum să mănânce, nu se mai oprește. Și din acest motiv preferă să aștepte până mâine, gen să fie o a doua zi și mănâncă atunci până nu mai poate și aia e. Dar eu n-aș fi rezistat.